Sunt prea mic să pot să schimb ceva, că o persoană n-ar putea să schimbe ceva. Salutare tuturor și bine ați venit la al doilea episod despre, în care o să vorbim despre povestea unui om pe care eu îl apreciez sau care îi muncă eu îl apreciez. De fiecare dată o să vedeți că o să încercăm să chemăm oameni care reușesc să aibă un impact în comunitățile lor și care reușesc cumva să facă o schimbare. Pentru că un lucru în care eu cred, Radu, și asta o să spun tuturor, este că eu cred că fiecare dintre noi are cumva o responsabilitate să lase lumea asta puțin mai bună decât a găsit-o. Poate să nu ne dăm peste cap gen să facem să revoluționăm lucrurile, dar măcar în pătrățica noastră. 100%. Eu în jumătatea mea de masă, tu în jumătatea ta de masă. 100%. O să prezint puțin ce avem pe masă, pentru că e prima dată când... Hai, că nici eu nu știu. Prezintă ce avem pe masă. Să iasă ceva bun. Urmăritorii tăi. Așa. Care, mă, comuni din ce avem amândoi. Așa. Au lăsat mai multe întrebări, dintre care eu am selectat 3 care mi-au plăcut cel mai mult și pe parcurs tu o să ai 2 opțiuni. Ok. Ori o să vrei să pui tu o întrebare și gen să discutăm amândoi dacă îți place ție un subiect sau nu, gen să meargă conversația de acolo, ori selectezi o întrebare și discuți tu despre întrebarea respectivă și eu dacă am ceva de completat, completez. Păi mie îmi place și varianta 1 și varianta 2. Facem puțin din amândouă, că vreau să văd și ce e aici. Îți dai seama că ai pus astea aici ascunse, nu pot să stau cu gândul că nu le văd, nu, trebuie să le vedem. Dar înainte de asta aș vrea să începem cu o parte care aș vrea să fie comună în toate videoclipurile. Zic structura pentru că vreau să-mi reamintez mic, okay. Să nu uit. O să începem cu 3 întrebări, pe care sunt 3 lucruri pe care aș vrea să le atingem. Primul, un citat care te reprezintă, al doilea, 2 cărți pe care tu le-ai recomanda și al treilea, 3 lucruri pe care mulți nu le știu despre tine. Ok. Începem cu primul, un citat care pe tine te reprezintă. Bă, citat, că e mai puțin decât un citat, e follow your passion, ce mă reprezintă pe mine, cumva chestia asta o spun mereu și o postez mereu și e un hashtag pe care eu îl folosesc mereu, motto, așa, aș putea să zic, nu neapărat citat, că citatul e așa o chestie foarte pompoasă, cu ghilimele, cu... Da, ăsta e, follow your passion. Și genul cumva îți dai și de ce-ul tău. Adică am văzut în fiecare postarea ta. Da, clar. Adică consider că asta e cel mai important lucru pe planeta asta. Adică dacă ți-ai găsit cumva pasiunea și mergi în direcția aia și cumva trăiești din pasiunea asta, nu cred că există lucru mai fain și mai mișto pe planeta Pământ. Nu cred. Tu în momentul ăsta ești dovada vie a ceea ce spui acum. Da, îți dai seama că altfel n-aș vorbi despre asta. Cum ar fi eu să fiu inginer și să zic follow your passion și să-mi placă actoria sau... Da, nu. Clar, sunt dovadă. Mi se pare super tare că încurajezi asta, pentru că în momentul de față pot să zic că suntem într-o situație de căcat. Adică nu noi ca națiune, ci noi ca oameni. Adică da. Încălzirea globală bate la ușă, toți politicienii ne iau peste picioare de fiecare dată. Și asta pentru că toată lumea face ceva ori ca să aibă faimă, ori ca să aibă bani. Adică nimeni nu face ceva ca să-i placă și asta cumva te lasă fără putere. Mie mi se pare că în momentul în care nu faci ceva care să-ți placă, cumva pierzi toată energia. 100%, îți dai seama. Nu-ți aduce satisfacție. Exact. Muncești la program, cum s-ar zice. Și să nu facem chestia asta. 2 cărți pe care tu le-ai recomanda. Am văzut că citești foarte mult, am văzut că și meditezi, ceea ce mi se pare super tare. Poate da, everyday, și citit și meditat. Adică e o chestie peste care nu sar orice s-ar întâmpla, chiar dacă se încălzește planeta și explodează. Eu tot trebuie să am cele 20 de minute minim, pe care și pe alții îi sfătuiesc la fel să o fac în fiecare zi. Asta e pentru sănătatea lor mentală, gen pentru mindset-ul ridicat și să nu o dea în altele. Ai un moment în timpul zilei când faci asta? Da, dimineața, prima dată când mă trezesc, asta okay. Fac. După ce fac niște exerciții și așa, nu de matematică, fizice, ca să mă pornesc. Da, după care mă apuc de citit. Super tare. Și da. Ce ne recomandă? Băi, o carte care mie mi-a plăcut și mi se pare că sintetizează 98% dintre cărțile de dezvoltare personală este Principiile succesului de Jack Canfield. Chiar mi se pare că e structurată foarte bine și atinge toate punctele de care ai nevoie într-o viață. Okay. E cam așa, pare un pic scary la început, dar nu e. Adică e o lectură foarte ușoară. Mai mult decât atât, vine și cu o parte practică, adică are niște exerciții pe care te pune să le faci, niște liste și mie mi s-a părut foarte tare faptul că m-a și pus să fac ceva în momentul în care am citit. Super tare. Prin proces că să-l scrii tu pe pletă, nu să fie doar cuvinte. Da. Super tare. Oricum ești primul, n-am mai auzit niciodată de cartea asta și chiar m-ai făcut super curios. Da. Și a doua cred că ar fi pe partea de spiritualitate, că mi se pare că asta e șmecheria, să îmbin și partea de dezvoltare personală și partea de spiritualitate ca să fie direcția potrivită. Mi-a plăcut foarte, foarte mult Școala Zeilor de Elio Dana. Mi-a plăcut foarte. Este cartea care mi-a plăcut foarte mult. Adică se vede din cum îți spun că mi-a plăcut foarte mult, nici nu aș vrea să o argumentez.
Foarte mult mi-a plăcut, foarte mult. Și următoarea, tehnologia visătorului, cumva e partea a doua din școala. Cum, tehnologia visătorului? Tehnologia visătorului, e da. E scrisă tot de... Tot de Eliodana, da. E cumva partea a doua. Știi de ce întreb? Pentru că Școala Zerilor e una dintre cărțile mele preferate. Eu mereu recomand oriunde pot. Ia cu, mă rog, am așa un pachet de top 5 cărți pe care le recomand mereu. Asta e printre ele. Te sperie puțin faptul că e destul de mare, adică gen... Îți ia ceva să treci prin ea, dar gen toată povestea omului te învață și mie mi se pare super. Adică trece la un moment dat la părțile în care zice că nu trebuie să mănânci sau că nu știu cum, poate puțin exagerat, vorbește de fasting. Da, și metaforic așa un pic, adică nu trebuie să o iei chiar brut tot ce se întâmplă acolo, cumva să înțelegi renașterea persoanei respective. Mie mi s-a părut foarte mișto că e povestit din perspectiva unei persoane, nu e doar un concept spiritual și, știi, adică aplicat. Bă, uite, asta e persoana, asta i s-a întâmplat. Na, poate un pic metaforică discuția cu și visătorul și așa mai departe, dar... Până la moment te gândești cine e visătorul, dacă e altă persoană sau dacă ești tu, gen, conștiință. Da. Asta e mișto, că fiecare și alege cine e. Mi se pare tare că fiecare poate să-și aleagă cine e. Pentru tine cine a fost? Mi se pare că ăla e potențialul tău și că eu eram efectiv cel care vorbea cu potențialul de fiecare dată. Nice, da. Adică mie mi se pare că dacă poți să-ți asumi cu adevărat care este potențialul tău, nu mai există absolut nicio limită. Adică în momentul în care tu ți-asumi că poți să fii mult mai mult de fiecare dată, și potențialul tău e infinit, adică în momentul în care tu ți-asumi chestia asta, nu mai e nicio limită. Nice. Vreau să ne întoarcem puțin la partea de spiritualitate, pentru că oamenii nu înțeleg, sau cred eu, de fiecare dată când vorbesc de spiritualitate, iar mai cu religiile, lasă-mă cu dogmele astea. Da. Ce înțelegi prin spiritualitate? Bă, ce înțeleg eu prin spiritualitate? Înțeleg un upgrade pe care toată lumea ar trebui să-l aibă, nu un lifestyle. Deci clar, spiritualitatea nu e un lifestyle, că dacă devine lifestyle e la fel ca religia. Okay. Deci e clar un upgrade, e un upgrade care te duce pe tine mai aproape de ce ți-ai propus și într-o manieră relaxată. Adică nu te mai atacă gândurile, știi ce e cu Y, ce e cu X și așa mai departe. E un upgrade. Mai pe scurt, consider că spiritualitatea ar trebui să fie un upgrade pe partea de credință, dar credință, nu credința religioasă. Că fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, are o urmă de credință, că nu poți să mergi fără. E un subiect contrauman. Pentru mine cel puțin controversat, adică am trecut de la atât fusesem la început să cred orbește, după aia să nu mai cred deloc, după aia să cred că nu are cum să nu existe ceva și până la urmă să-mi dau seama că tot ce cred de fapt, pentru doar niște povești nu o să le atingem foarte mult, dar e un subiect care mie îmi place foarte, adică aș vorbi zile întregi pe chestia asta, exact cum vorbește și în Școala Zerilor și asta am ajuns eu să cred, că toată puterea de fapt în ceea ce crezi tu e de fapt în tine, de fiecare dată, și în momentul în care tu trăiești o viață spirituală, adică în momentul în care spiritualitatea de care vorbim aici e pur și simplu acel stil de viață care te apropie foarte mult de tine și te face să înțelegi că tu nu ești corpul tău, tu nu ești gândurile tale, tu nu ești lucrurile pe care le faci, ești cumva și cred că ar fi mai ușor să rezumăm ideea de spiritualitate în acțiune, în sensul în care bă, e important să-i ajuți pe alții dezinteresant, e important să nu judeci, e important să faci fapte bune, adică asta înseamnă cumva spiritualitatea integrată, nu doar că ne gândim că există chestii și energii și mai departe. Ele există, dar aplicat pe planeta asta, cred că la asta ar putea să se rezume ca să nu mai dăm în direcția religioasă și așa mai departe, știi? Exact. Da. Oricum foarte multe dintre... Și tu postezi filmulețe și eu postez filmulețe, adică cumva înțelegem amândoi ce înseamnă chestia asta și cum reacționează oamenii când postezi un filmuleț. Mai ales care sunt întrebările care vin după ce postezi un filmuleț, pentru că foarte mulți spun, cred că ți se întâmplă și ție, bă, uite, m-am comportat super ok cu fata sau cu băiatul ăsta sau cu prietenul meu, cu nu știu cum, și nu mi-a întors favorul. Uh-huh. Asta înseamnă că ar trebui să fiu un om rău. Da. Înțelegi unde zic? Adică cumva oamenii ajung să facă fapte bune. Interesați, să primească ceva. Da. Aici e o chestie super greșită. Right. De aici pleacă energiile astea proaste. Gen, de aici pleacă karma asta proastă. Pentru că tu în momentul în care faci ceva, doar ca să primești ceva, nici măcar nu mai e, gen, nu mai vrei să oferi, tu vrei să primești. 100%. Gen, e un schimb total. Mă rog, gen, ți-am spus o chestie să vorbim zi întreagă, vreau doar am terpin așa surface-ul. Începem cu întrebările, cum vrei mai, să facem? Mai aveam ceva acolo, nu mai aveam, nu? Da, scuze-mă. Vezi, bă, noroc cu mine, băieți, vă rog să puneți acolo un pachetel deoparte. Trebuie să schimb de loc. Trei lucruri pe care mulți nu le știu despre tine. Trei lucruri pe care mulți nu le știu despre mine. Bă, în această emisiune am venit cu unghiile netăiate. Unu. Bă, mă chinui de două, trei zile, mă chinui. Sunt o persoană transparentă, da, uite, acestea sunt unghiile mele, nu focusează, dar acestea sunt unghiile mele netăiate, asta e, ăsta sunt, n-am ce să fac, nu pot să mă ascund. Doi, am fost ospătar. Serios? Da, am fost ospătar din clasa 9 până în clasa 11, aproape spre a 12-a.
Noi când ne-am cunoscut prima dată? Câți ani aveai? Eram la liceu. Eram ospătar. Eram la liceu. Nu mă apucasem de magie atunci. Mă uitam eu oricum la filmulețe pe net și încercam să reproduc niște chestii. Care a cu care am venit? Numărul? Că ai făcut un număr atunci, nu? Da, văzusem un filmuleț pe internet, se numea Men in Coats. Ok. De la niște francezi. De la niște francezi. Și am venit cu el la concursul ăla de la Vâlcea. Și practic după ăla m-am apucat de magie prin clasa 12-a. M-am apucat de magie. Da, asta nu este, n-aș putea să zic că e atât de hide chestia asta, că e tot pe partea artistică. Și ceva la fel neștiut este că am fost la construcții, frate. Am fost la facultate de construcții. Da. E acolo din curte la drept? Întâi. La facultate de construcții întâi aici. Nu știu, dar... Că noi aveam una la drept tot așa de construcții. Dar nu știu, mă rog, nu fi aceeași. No, ai fost la construcții? Da, am fost la construcții, frate, la construcții civile, la betoane, la armături. Bă, fă, cum așa? Uite, am zis și eu să urmez o carieră serioasă. Știi ce zic? Da. Fii atent, hai să vorbim puțin. Ajunge și la întrebările astea, dar gen chiar am prins acum un subiect care îmi place super mult. Toată lumea spune, din toți părinții, dau un cap la copii, ia-ți o carieră, ia-ți o carieră, ia-ți o carieră, pentru că cu o carieră nu mori de foame. Da, corect. Bă, tu vezi cum se aude chestia asta, nu mori de foame. Da, da. Vorbeam și cu Alin treaba asta, când știi că ți-am zis și ție treaba cu, de gen, ia-ți o carieră că nu mori de foame. Mm-hmm. Oamenii vor să supraviețuiască. Corect, da, gen, corect. E singurul scop. Nu vrea nimeni să, gen, să treacă la nivelul următor, să dea acel efort în plus de care e nevoie ca să te duci din ce în ce mai departe. Nu înțeleg, adică nu știu dacă nu știu că există un potențial mai mare decât atât, dar nu cred că, nu-mi dau seama că n-ar putea să știe, pentru că gen, exemplele sunt peste tot. Știi cum e acum? Probabil e un pic impropriu să dăm vina inclusiv pe părinți, pentru că și ei la rândul lor au fost... Fac ce știu, adică... Da, da. Cumva cred că este jumătate treaba copilului și jumătate treaba părintelui, înțelegi? Adică dacă cineva se uită la tine și vede o informație, frate, du-te și caută un pic mai mult. Dacă nu cauți un pic mai mult, acolo e vina ta, e un pic vina ta, pentru că până atunci cumva ai un alibi că n-ai știut. După ce ai știut că există și alte lucruri în afară de inginerie, medicină și nu știu care or mai fi așa, după ce ai aflat că există și alte lucruri și i-ai spus și lui maică-ta și i-ai spus și lui taică-tu, du-te în direcția aia, cumva încearcă să le schimbi și lor un pic mentalitatea, să le schimbi, să-i faci să înțeleagă lucrurile pe care tu ți le dorești. Și cum porți conversația asta cu ei, gen, tu cum ți-ai asumat asta? Tu adică n-a fost un succes fulminant la tine, bă, peste noapte, adică tu chiar ești genul de om care ai muncit super mult pentru chestiile pe care le faci. Adică mi-ai zis și acum, ai fost ospătar, chestia asta nu știam, dar știam de la talent show, știam că ai făcut 5 pași, știam că, gen, da, ai făcut da, toate chestiile astea care n-au fost un succes peste noapte. Corect, corect. Adică vorbim acum de 2-3 ani încoace, da, milionar în view-uri, tot ce vrei tu. Da. Dar gen, tu ești omul care ai muncit chestiile astea și care nu ți-au căzut așa. Cum ai reușit tu să-i convingi pe ai tăi? În momentul în care făceai niște filmulețe la care nu știu câți se uitau, 10.000, 20.000, 100.000, cum ai reușit tu să-i convingi în momentul ăla, bă, frate, vreau să mă las de construcții sau ce ai făcut tu, da. Să mă apuc de chestia asta? Gen, care a fost conversația pe care o porți? Pentru că cu asta se confruntă. Bă, îți dai seama că eu în momentul în care am avut în cap să fac chestia asta, m-am răscolit în pat vreo 2 săptămâni cum să le zic. Adică cum aș putea eu să le zic părinților mei că vreau să mă las de inginerie după 2 ani și să mă apuc de făcut filmulețe. Da. Înțelegi? Cum faci tu chestia asta? În condițiile în care am o soră care este premiantă cu 10 pe linie, e medic acum, by the way, e o fată foarte deșteaptă. Da. Și imaginează și raportul ăsta, adică sora mea deja era la medicină, cu lauri, cu 10, cu pana mea și eu, gândește-te că visam că ai vers pe pereți, că o să ajung eu artist, că știi, chestii de genul. Mi-am dat seama după 2 ani de facultate, lucru care m-a făcut să fac pasul ăsta a fost că mi-am dat seama că sunt al dracu de nefericit, frate. Bă, eram trist rău de tot, sufeream rău de tot. Paradoxal, sufeream rău de tot. Rău de tot. Lăsa chestia să se vadă? Da, eram foarte trist în fiecare zi. Ideea este că eu nu știam de ce se întâmplă chestia asta, înțelegi? Simțeam că nu e locul meu acolo. E ca și cum, nu știu, te iau pe tine și te pun într-un loc în care nu-ți face plăcere și te las acolo 2 ani. Mai bine mă pune la închisoare, frate. Cred că mă descurcam mai bine. Mm-hmm. Adică ce? Era mai ușor, frate. Mamă, deci atât de stres și atât de nașpa materiile și toate lucrurile. În condiții în care eu la liceu am făcut științele naturii, adică am făcut tot profil real.
Nu mi era greu din punct de vedere mental să fac față materiei. Bă, nu îmi plăcea, efectiv. Nu îmi plăcea, simțeam că nu aia e chemarea mea, nu puteam să rămân acolo. Întâmplarea a făcut că am fost și la un curs de actorie, okay, la o școală din asta privată de actorie și am gustat un pic mai mult din treaba asta, m-am alimentat și mai mult, mm-hmm, și am zis, bă, frate, hai să o riscăm, că ce naiba, adică ce fac, o viață, știi? Adică am o viață și dacă nu risc și ce fac, ajung la 35-40 de ani, să-mi dau seama că de fapt eu nu vreau să fiu inginer, ce dureros e acolo. E mai greu atunci. Ce dureros. Trebuie să renunți la multe chestii. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe mama, mama, uite, vezi că eu vreau să mă las de facultate. L-am sunat și pe tata și ei s-au supărat și au zis, bă, uite, din momentul ăsta noi nu-ți mai trimitem bani, că dacă tu vrei să faci prostiile astea, noi nu-ți mai trimitem bani. Zic, bine, mă, nu mai îmi trimiteți bani, că eu simt în interiorul meu că treaba o să fie bună, adică o să reușesc. Le-am înțeles supărarea, le-a trecut după o perioadă, îți dai seama, după ce s-au obișnuit cu gândul, dar eu din momentul în care m-am lăsat de facultate, mi-am promis mie, că o să fac lucruri în fiecare zi care să mă ducă mai aproape de scopul pe care mi l-am propus, chiar dacă scopul pe care mi l-am propus este unul nerealist, pentru că dacă acum 3-4 ani m-aș fi gândit că o să fiu aici, probabil dacă aș fi povestit cu vreun prieten de-al meu ar fi râs. Bă, frate, nu mai cum să fie. E ca și cum îți spun acum că vreau să ajung la Hollywood, este același punct. Și sper să ne uităm peste 3 ani la video. Da, eu sunt sigur că o să ajung, adică am încrederea de nestrămutat, știi? Și cumva de pe atunci încă simțeam că o să fac ceva, nu știu, că o să se întâmple ceva, că o să mă ducă soarta într-o direcție, dar în același timp mi-am asumat și efortul. Asta mi se pare că a fost mandatory pentru mine, că mi-am asumat efortul zilnic, am zis, bă, frate, de azi înainte nu am zi în care să stau degeaba, Știi chestia asta, burn the bridges, gen să-ți spun. Da, exact, corăbile. Da, mi-am ars corăbile, da. Practic. Gândește-te că, nu știu, am rămas și fără bani și fără, nu mai aveam unde să stau pentru că la cămin nu mai eram la facultate, nu aveam nici la cămin unde să stau, adică a fost o situație un pic strânsă, știi? Destul de strânsă. Ne-am combinat la un apartament vreo 4 oameni într-o chestie, cum să zic, aici la tine e mare, super open space, înțelegi? Adică, na, greuț. Pot să-ți arăt o poză, cred că eram 3 într-un pat la modul ăsta. Da. Mi se pare atât de... Nici măcar n-aș fi motivaționale poveștile astea, gen, efectiv sunt exemple reale din viețile unor oameni care chiar există, stai de vorbă cu ei și nu poți să-ți imaginezi că oamenii ăștia chiar au făcut treaba asta. Da. Mi se pare cel puțin extraordinar și sunt absolut sigur că dacă vrei rezultate cu adevărat extraordinare, că asta trebuie să faci. 100%, da. Adică trebuie să fii all-in cu tot ce faci. 100%, da. Și cred că oricine poate să facă lucrul ăsta dacă și-asumă și la modul că... Suntem în era internetului unde poți să afli orice și poți să faci orice, adică poți să te faci astronaut, poți să te faci frate, poți să te faci ce vrei tu de pe internet, te poți face ce vrei tu, adică poți ajunge la un punct de perfecționare destul de ridicat cu internetul, destul de ridicat. Și suntem în era în care se fac cei mai mulți milionari, se fac milionari pe bandă rulantă, exact, tot din datorită internetului. Exact. Și oamenii nu acceptă chestia asta, oamenii încă se duc și își fac facultățile ca să ia diploma la sfârșit și văd ce fac cu diploma. Exact. Am colegi la facultatea de drept, frate, care au terminat facultatea de 4 ani de drept, după aia dai un baruc, dai un examen, da, și da, un da, examen super grele și după aia ai 25 de milioane. Na. Și nu există raportul ăsta, gen, lumea zice că cu cât muncești mai greu, gen, să simți că e greu, cu atât o să fie mai... Rewarding. Da, și nu e așa. Nu e chiar așa, da, nu e 100% așa, Cumva nu vreau să dau în cap nici sistemului educațional sau facultăților sau consider că facultatea e bună în momentul în care, bă, chiar simți că ai vocația ta. Bă, dacă tu simți că vrei să te faci medic cum a fost sora mea, bă, tu te faci și fă medicină, dar all-in, la fel de all-in fă. Dar dacă nu simți că e locul tău acolo, nu te duci acolo. Nu faci doar de dragul să o faci. Apucă-te, frate, și învață de pe internet. Da. Uite, de exemplu, paradoxal de învățat de pe internet, eu în paralel cu ce fac, un lucru pe care oamenii nu-l știu, am o agenție de marketing. Deci eu tot ce știu pe partea de marketing am învățat doar online din cursuri, atât, nimic nu știu din alte părți, doar online. Deci eu din online am o firmă, ca și cum o agenție de marketing cu 6 angajați și eu știu să o drămăluiesc doar din cursuri online. Doar din ce ai făcut? Da, oricum, da, da. Cum că s-a legat și cu experiență și cu de toate, dar gen toate pleacă. Da, de da, doar din online. Frate, astea sunt chestiile care trebuie făcute și gen nimeni nu zice asta la început. Exact, exact. Complet de acord, dacă vrei cu adevărat să te faci judecător, avocat, ce vrei tu. Exact. E minunat, adică nu zicem să nu faci chestia asta, dar fă acele lucruri care te motivează în fiecare zi să te ridici din pat și care îți dau energia să mergi în continuare când tu simți că nu mai poți. Exact, să faci. Exact. Aia mi se pare sigur. Exact.
Bine, Radu, super. Ador conversația asta până acum. Hai să trecem niște îndrept. Trecem la bilete. Ele cum vrei. Aline, te las pe tine să alegi pe care să-l aleg primul. Stânga, da? Aici, da? Ia să vedem. Pac. Cum îți găsești motivația? Vă, ce frumos. Moraru Daria. Așa. Cum îmi găsesc motivația? Frate, consider că unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în momentul în care începe această poveste, acest journey, trebuie să-ți stabilești care este punctul final. Okay. Deci dacă nu ți-ai stabilit punctul final, nu te poți ridica din pat dimineața. Și dacă nu ți l-ai stabilit, e clar că lucrurile o să meargă, e ca și cum, nu știu, vrei să pleci într-o țară străină, dar nu știi exact unde vrei să pleci și pleci cu mașina, frate, aneu, așa, pleci, te duci și pe colo și pe colo și n-ajungi unde trebuie, exact. Știi, n-ai o destinație. Mi-am stabilit foarte concret scopul final, vreau să ajung la Hollywood, că okay. Și povesteam un pic mai înainte, da? Și asta mă face să mă trezesc în fiecare dimineață, la 5:30, by the way. Super tare, aveam da. Tot așa un morning challenge, de-aia la mine era la 6. E bine și 6, frate. E bine și 6, frate. E bine. Am tot așa o sală, cum plec imediat mergeam la sală, până la 7:30, mă rog, până la 8, că era o oră jumătate și pe acasă. Gen te pompare tu de dimineață, știi cum că te-ai început deja ziua și tu la 7:30 când alții nici măcar nu s-au trezit, exact. Tu deja exact. Făcută, gen, exact. Un sentiment extraordinar. Nu e ușor să te trezești la ora aia, că eu mă lupt în fiecare dimineață. Nu e ușor primele dăți, mi se pare. Dar după aia, oarecum dacă se deschide programul, da. Ok. Da. Pe la cât te culci? Pe la 10:30, 11. Pe la 11. Cumva ai nevoie de disciplină, nu pot să te mint. Adică cumva mi-am impus disciplina asta după un punct. După un punct în care am înțeles că dacă vreau într-adevăr acele lucruri mărețe și mari, nu merge cu da, hai că mă trezesc pe la 10, hai că mai stau, mai pierd o noapte, mai beau, mai boss, nu merge. Nu. Mă întreabă, dar de ce nu pot să mă trezesc mai târziu, să mă culc mai târziu, cam tot aceleași ore? Și mereu zic, bă, tată, nu e despre câte ore stai, că poți să, gen, să nu dormi 24 de ore dacă vrei, dacă asta te face pe tine să da, bine. Da. Ideea e să simți tu că ai disciplina de a lucra pentru lucrurile pe care tu le vrei în momentele în care alții dorm. Eu pot să le dau încă o chestie aici, dacă o vor, de ce să se trezească dimineață? Pentru că vrem sau că nu vrem, suntem în era device-urilor și telefoanelor și, uite, fă un test simplu, poți să-l faci și tu, nu știu dacă îl faci sau nu îl faci sau să-l faceți și voi. În momentul în care lucrezi la calculator, ia-ți telefonul și du-l în bucătărie într-un dulap, frate. Îl dau pe mod silențios. Dar du-l în altă cameră și să vezi că o parte din creierul tău efectiv se gândește la telefon, frate. Deci creierul tău nu este 100% la muncă, înțelegi? Nu este 100% la ce faci. Dar dimineața la 5:30 sau 6, nu te sună nimeni, creierul tău nu se mai gândește la telefon chiar dacă l-ai lângă tine pentru că ce crezi? Nu te caută nimeni, frate, că toată lumea doarme. Înțelegi? Doar pentru simplu fapt că îți poți duce toată atenția într-un singur punct pentru 2 ore, ai câștigat deja mult mai mult decât a câștigat ăla care, nu știu, stă de la 10 seara la 12. Uh-huh. Pentru că o parte din creierul tău exact. E acolo. Exact. Problema e de priorități, adică nu zice nimeni, băi, trebuie să fie carieră, trebuie să zicem fiecare cum vrei exact. Tu, dar când ești cu adevărat îndrăgostit și știi exact ce vrei să faci, atunci o să înțelegi prioritățile încât tu să ai timpul și energia necesară încât să treci la nivelul următor. Da, da, exact. Și, mi se pare că asta înseamnă de fapt disciplina. Super tare, mai alegem? Hai, să-i dăm de aici. Cum reușești să fii mereu atât de vesel și plin de viață? Ionuț Talpă Băcanu. Bă, eu zic talpă, mă, la mine la Vaslui așa se zicea, talpă, când era Yahoo Messenger. Da, underline e talpă. Talpă, bară jos. Și mi-aduc aminte și am dat ce treabă cunoscut, că n-am spus talpă. Deci cum reușești să fii mereu atât de vesel și plin de viață? Bă, să știi că nu pot să fiu ipocrit, am și eu momente în care mă mai apucă depresiile, e prea mult spus depresii, să știi, stări. Mi se părea că era ipocrit dacă nu zice. Da. Chiar urmă să te întreb. Adică chiar mai am momente în care sunt așa pleoștit și plouat și bipolar și zic, bă, ce e cu tine, mă, Radu, mă? Știi cum reușesc să fiu mereu vesel și plin de viață? Am foarte multe dialoguri cu mine. Este ca și cum stau eu cu tine acum și acolo sunt eu și aici sunt tot eu. Și vorbesc, efectiv vorbesc cu mine. Zic, bă, dar ai motive în momentul ăsta. Explică-mi că dacă ai motive, eu te las, Radule. Te las, frate, să suferi, nu-i nicio problemă. Suferi după cineva, spune și mie să știu și eu. Și apoi eu spun, nu mă, frate, n-am motive. Păi și atunci de ce stai așa, pot să știu și eu. Fă și tu ceva, nu știu, du-te, mâncă, culcă-te. Bine, frate, hai că mă duc. Mi se pare super important să faci din mintea ta un prieten. Da, da, e foarte important. Și să te exteriorizezi cumva mă ajută foarte mult. Îmi țin și un jurnal, încerc să-l țin în fiecare zi, da? Sumar, așa, sumar, gen o pagină. Și mă exteriorizez, e ca și cum te duce la terapie, știi?
scris-o acolo, ți-a șters și te liniștești, îți liniștește mintea. Și cumva la urma urmei îmi dau seama că life is just a fucking game, adică frate, chiar suntem într-un joc și o să se termine tot. Nu mai luați lucrurile atât de în serios, că nu are rost, adică chiar n-are rost. O să se termine, o să murim cu toții. În cazul în care nu știați, o să murim cu toții. Este singurul lucru pe care știm cu siguranță. Da, adică și dacă o iei așa un pic mai relaxat, o să vezi că nu mai ai nici nevoie. Nu o să te mai enervezi așa de repede, nu o să mai fii supărat atât de des, nu o să mai pui toate lucrurile așa la suflet, cum s-ar spune, atât de grav, vai, s-a întâmplat ceva. Trebuie să faci diferența între ce adevărat grav și ce te supără pe moment. Exact, mai relaxat. Sunt destul de relaxat. Asta e. Da. Bun. Oamenii nu știu, dar noi am avut o pauză pentru că s-au terminat bateriile. Sperăm să intre și asta și ne comportăm acum ca și cum ar fi, da. Hai. Bun, și trecem la al treilea. Asta bilețeul. Dă talpă, soul, talpă. First. De ce au ajuns mai importante lucrurile materiale decât sufletul, gândirea și așa mai departe? De ce au ajuns mai importante lucrurile materiale decât sufletul? Băi, frate, mai atins cu subiectul ăsta. Fii atent ce o să-ți spun eu acum. O să pară un pic paradoxal. Da? O să pară un pic paradoxal. Lucrurile materiale sunt importante. Banii sunt importanți, frate. Sunt foarte importanți. Sunt mega importanți banii. Trebuie să aveți bani mulți. Înțelegi? E ok să vă doriți să aveți bani mulți. Scopul e și ideea este ce vrei să faci dacă ai bani mulți, adică ți-i dorești ca să-ți creezi niște oportunități în viață, adică de exemplu, frate, îmi doresc să ajung să fac cursul lui Tony Robbins care mă costă 4.000 de euro, frate, și dacă nu i-am o să stau acasă și o să mă uit pe pereți, adică venind de acolo o să fiu foarte tare și am nevoie de banii ăștia, am nevoie de banii ăștia să-mi cumpăr două camere șmechere pentru că vreau să trag un serial foarte mișto. Înțelegi? Am nevoie de banii ăștia. Să fie resursă. Da, să fie, dacă banii sunt priviți în direcția de resursă și nu pentru show-off și pentru a arăta o lumii cât de tare ești tu și unde ai ajuns și ce ai ajuns să faci, banii sunt ok. Dacă sunt trecuți în partea elaltă și sunt făcuți ca scop primordial, adică sunt făcuți ca scop, adică ăsta e scopul oamenilor în viață și din păcate, nu vreau să zic asta, dar bă frate, asta e realitatea, oamenii au scopul gen bă să fac bani. Adică nu să gândesc să fac ceva ca să iasă mulți bani după aia și să fiu fericit, nu, să fac bani și după aia să am chestii. Și zic, da, ce vorbim la început, fac. De ce vrei să faci bani? Da. Gen de ce? Exact. Mi se pare că oricum toate chestiile poți să le raportezi așa. Până gen și dacă ai o relație cu un om, tu nu cauți neapărat să ai o relație cu un om, cauți sentimentul pe care crezi că o să-l ai după ce o să ai o relație da, cu un om. Da, corect. O să vrei o mașină, nu vrei o mașină că gen să te plimbi, vrei o mașină pentru sentimentul pe care crezi că o să-l ai în momentul în care să te plimbi cu mașina. Și de fiecare dată când gen ajung să aibă chestii, să aibă bani, să aibă mașini, să aibă femei, să gen tot ce își dorește un om material ajunge să aibă dacă chiar muncește cu adevărat și realizează, bă, am ajuns să am lucrurile astea, sunt nefericit. Mi se pare cel mai oribil sentiment. Da, este. Că nu știu este. Unde să mai duci din poziția. Cumva să știi că problema este, vine din mai multe părți. Adică eu pun și pe seama faptului că există acești oameni care propovăduiesc ideea că banii sunt mișto și mă refer la tânăra generație. Nu vreau să dau nume, dar toată lumea știe la cine naiba mă refer. Nu am nimic cu ei ca și persoane, am ceva cu conținutul lor. Se vinde. Așa? Dacă da. Așa sunt cifre, se vând. Așa și gândește-te că copiilor le rămâne în cap faptul că să aibă Gucci, Mucci și toate chestiile o să-i facă super tari și oamenii o să-i privească cu foarte mare admirație. Dar nu o să te privească fuck it, oamenii cu admirație. Nu o să facă chestia asta, oamenii o să te privească la fel, frate. O să ai doar o pereche de Gucci în picioare care nu o să te schimbe. O să te schimbe perechea de Gucci în picioare dacă în momentul în care vorbești, bă frate, spui ceva ce mă lasă așa. Și zic, uite mă ce tare ăsta, a ajuns să facă asta și uite și-a luat și ăsta că probabil îi place. Adică să nu te definească, să nu te definească un lucru material, să te definească tot ce ai în minte, tot ce faci, tot lucrurile astea. Și dacă vrei tu și îți dorești să-ți iei Gucci, ia-ți frate, ia-ți tot ce vrei tu. Nu e greșit, dar nu ca și scop principal. Acum, oricât de urât ar suna chestia asta, aparențele de fiecare dată contează cel mai mult. Cel puțin în primul moment, gen primul moment în care tu ai un contact cu un om. Corect. Bă, gen fără să vrei, gen te uzai, bă, uite cum e asta, da. Nu știu ce. Gen îi faci o poveste din prima când l-ai văzut. De asta cred eu că contează să te îmbraci bine, să miroși bine, 100%. Gen să fii aranjat, că e mai ușor să spargi o barieră, știi? Ai trecut de chestia aia, dar în momentul
în care, adică, da, asta vreau să ajung, de asta mi se pare mie importante lucrurile astea, pentru că spargi bariera e mult mai ușor. Și fetele, toată lumea zice că fetele se uită după bani, că și băieții se uită la fel de mult după bani. Normal, frate, suntem la fel. Exact aceeași chestie, în orice te vede. Corect. Dar intrăm puțin pe subiectul ăsta, că fetele se uită după bani. Bă, normal că se uită după bani, pentru că o femeie vrea siguranță și vrea pe cineva gen să-i fie alături să o protejeze. Adică ea deduce că dacă omul are bani, înseamnă că se descurcă, înseamnă că e capabil, înseamnă exact. Că îl duce capul, înseamnă că, înseamnă că. Problema e după aia că ăla are bani și de fapt e, nu-l duce capul în mică și dă tot acolo, da, îți pui un semn de întrebare, adică clar e altul motiv. Corect. Dar cred că aici, vorbeai înainte de Gucci, Mucci, toate chestiile astea, nu vreau să intru în subiectul ăsta pentru că mie în primul rând nu prea îmi place cuvântul de influencer. Gen, eu efectiv îl detest. Nu îl detest pentru ceea ce înseamnă, pentru că pentru mine are o însemnătate diferită, îl detest pentru ceea ce ajuns să însemne. Ok. Ce responsabilitate simți tu că ar trebui să aibă un content creator, un influencer, un om care are cifrele astea pe net? Pe de altă parte, știi ce părere am? Că fac așa, mă abat un pic de la drumul tău și sunt de părere că dacă practic n-ai ști ce e binele, paradoxal, n-ai ști ce e rău, știi? Și invers. Și la fel și aici. Adică dacă nu ar exista un contrast între Gucci, Mucci și alții, da? Probabil n-am ști care e adevărul. Dacă toată lumea ar face același lucru, probabil n-am ști care e de fapt șmecheria și probabil ne-am plictisi. Ce vreau eu să spun este să nu mai fie lucrurile luate de gata și atât de în serios. Că la urma urmei, probabil și copiii ăștia fac divertisment și caută cifre și caută faimă și așa mai departe. Și vina nu este în totalitatea lor, este și a celor care se uit și cred că lucrurile alea sunt reale, știi, și că chiar asta contează. Adică cumva ar trebui să se uite și la tine și să înțeleagă partea, să zicem, mai personală, mai spirituală, mai emoțională și să se uite și la copiii ăștia să se distreze. Nu e nimic greșit în toată chestia asta, dar să nu le ia în serios, atâta tot, să nu-și ducă atenția și viața în direcția aia, să nu facă un scop. Acum e și greu să nu putem să observăm că lucrurile astea sunt mult, mult, mult mai vizualizate decât gen ce faci. Bă, da, e normal, entertainment-ul mereu o să fie, da, normal, normal, e mai ușor. 100%, da. Dar acum ce ar trebui să facă un om care e urmărit de 700.000 de oameni? Adică imaginați ce înseamnă 700.000 de oameni, tată, înseamnă stadionul Barcelonei de 7 ori împrut. Da, înseamnă ceva, ai dreptate. Ce ar trebui să facă? Bă, pe lângă gen show și chestiile distractive, pentru că gen tu ești super bun la chestia asta. Da. Adică dacă tu știi să faci o chestie, știi să faci un om să se simtă extraordinar. Prin simplu tău fide, adică tu nu te schimbi, știi, ca să... Corect, asta corect. Asta îmi place super mult la energia ta, pentru că tu, uite, noi când stăteam aici în cameră, stăteam, vorbeam între noi, mai făceam o glumă, bă, frate, tu când ai intrat în cameră, noi nu ne-am mai văzut o grămadă de timp, pe el nu l-ai văzut niciodată, bă, ai, gen, efectiv, ai iluminat ziua. Ceea ce mi se pare, gen, ăsta este un talent sau un gift, nu știu cum să zic, mulțumesc. Pe care nu multă lume l-are. Cum faci tu să transformi din chestia asta o cale către a te duce tu către acești copii să le spui, bă, uite... De fiecare dată am încercat cumva să nu joc nici măcar rolul părintelui, am încercat de fiecare dată să o dau în prietenie, înțelegi? Pe online am încercat de fiecare dată să o dau în prietenie, pe principiu, frate, eu nu știu tot, nu sunt atot știutor, eu sunt un om care a experimentat poate mai mult decât voi și poate mai multe situații decât voi, a citit mai mult poate decât voi și uite, îți dau chestiile astea că poate te ajută și pe tine. Spune-mi și tu ce ofuri ai, ce s-a întâmplat și cumva încerc să o camuflez, cumva încerc să camuflez binele prin entertainment. Okay. Îți dau un exemplu. În serialul pe care l-am avut și cu care am rupt și am bubuit țara asta în două, la un moment dat venise vorba cu prietenul ăsta al meu, cu John, zic, bă frate, aș vrea să-i învăț pe copii că să fumezi, bă, nu e cool, frate, că nu e cool, e o porcărie, efectiv, e o chestie care nu te face mai șmecher, nu-ți aduce niciun beneficiu fizic, nu-ți schimbă starea, bă, nu se întâmplă nimic, frate, când fumezi și mai pierzi și bani și ai o grămadă de dezavantaje. Cum facem noi să băgăm asta în serial, dar să nu le zicem copiilor, știți, nu e bine să fumezi, că așa îi zice maică-sa și cu taică-su, frate, și nu vrem să fim mama sau tata. Și am zis că, uite, hai să o dăm pe principiu de băiețeală. Că noi, de fapt, folosim asta în avantajul nostru și vindem țigări, dar noi, de fapt, nu fumăm și le vindem ca să ne facem niște bani de cheltuială la școală și tralala. Ei, și cumva copiii au învățat de la noi, prin indirect, bă, uite ce cool, Radu și John vând țigările la școală, dar ei nu fumează, frate, doar îi prostesc pe alții să facă bani. Că îi prostesc pe alții ar putea fi interpretat ca chestia negativă, dar ce am vrut noi, de fapt, să transmitem a fost că, bă, frate, nu e ok să fumez. Și am împachetat-o în direcția asta. Deci, cumva,
scopul meu pe online a fost să îmbin partea de entertainment. Aici mă refer la YouTube, că pe Instagram o dau direct. Da, știi? Adică nu am... Să îmbin partea de entertainment și cu ceva, frate, să existe un meaning în tot ce fac, să nu fie doar de hai să ne hăhăim, ci da, să ne și hăhăim 90% din timp, dar după ce s-a terminat episodul sau la ce te-ai uitat, să-ți rămână ceva în cap, frate. Poate să nu-ți dai seama în momentul ăla, dacă te lovești de lucrul respectiv, să-ți aduci aminte, bă, uite mă, că nici aia nu făceau, nu vreau, frate, lasă-mă în pace, că nu vreau. Știi, asta mi-ar plăcea să se întâmple, asta e viziunea mea, gen, în direcția asta o gândesc. Și o să duci asta în viitorul tău serial? 100%, îți dai seama, 100%, 100%. Poți să ne povestești puțin, că au fost foarte multe întrebări pe chestia. Bă, să vă povestesc un pic despre ce e vorba. Să gustăm puțin, da, ce să fie. Se numește DM serialul, să știi că este prima apariție în care eu vorbesc despre serialul ăsta, deci o să ai exclusivitate. Te rog să scoți contractul pe masă, copii, scoateți aici tot avocat! Da, o să fie povestea mea și a lui frate-miu. Eu nu am un frate, vorbesc din serial, da? Nu o să mă mai cheme Radu în serialul ăsta, pentru că m-a chemat în celălalt, o să mă cheme Raul. Da? O să avem niște oameni foarte mișto, cred că ai văzut un pic trailerul. O să avem niște oameni foarte mișto, o parte din producția de la Pro, care a fost în Lala Ben, gen Dima și cu Alexia. Îmi place mult că chestia asta, gen că au început să fie foarte multe colaborări în online. Da, gen... da. Între vloggeri, între oameni care activează, gen, mi se pare super tare chestia asta, că se unesc așa forțele. E nice. Am încercat cumva, în serialul ăsta, cumva încerc să o duc un pic mai spre partea profesionistă în ceea ce privește acting-ul. Ok. Știi că cumva bazele mele aici sunt, adică eu asta fac, partea de regie, de scris, acting, cumva la asta mă pricep ca lumea. Doar cu o întrebare de site, gen, ai început să dezvolți chestia asta înainte sau după... Mie mi-a plăcut dintotdeauna am fost, ăsta a fost visul meu, de când mă știu, deci gândește, nu știu, aveam 5-6 ani și spuneam poezii pe mașina de cusut și le ceream oamenilor bani, deci mi-au plăcut banii de mic și mie, dar cumva făceam ceva pentru ei, știi? Și mi-a plăcut să fiu în centru atenției, să povestesc, să spun eu poezii, să știi, să se uite lumea la mine, să mă aplaude, a fost asta în interiorul meu dintotdeauna, știi? Da, și de acolo i-am dat mai departe. Okay. Ca și punct de început pentru serial, și atât îți mai zic, nu pot să-ți mai zic nimic altceva, da? Este o poveste tot de liceu, evident că de aia se numește și DM și e coperta aia cu liceul. Părinții mei au un accident de mașină în care taică-miu moare. Eu am o relație foarte bună cu el și maică-mea rămâne în scaun cu rotile. Și de aici cumva pornește toată acțiunea, cu cel care a făcut chestia asta, cine e acel cineva. Evident că o să vrem și noi o răzbunare, pentru că e taică-miu și mă înțelegeam bine cu el și așa mai departe. Wow, începe puțin... Bă, da, din pâine. O trecem un pic mai spre serios, adică vreau să o trecem un pic mai spre serios, mai matur, mai... Tot așa fan sau... Nu o să fie fan deloc, nu o să mai fie fan, o să aibă bucăți de ironie, cumva nu mi-a plăcut niciodată Caterinca, să zic, când... Mm-hmm. Am început, dacă te uiți și la Școala Invers, cumva, dacă te uiți la sezonul 1 știu, și la sezonul 4, zici că nu e același serial, nu au legătură, știi? Chiar m-am uitat acum la primul episod, ca să știu eu să vorbesc acum. Da, nu prea au legătură, aveam alt stil atunci, cumva... Nu-mi găsisem stilul meu, nici nu prea aveam knowledge, cumva am și citit foarte multe cărți de screenwriting și... Așa se găsește stilul, adică începând de unde da, nu știi și da, începând da, spre... Da, da, da. M-am uitat la foarte multe tutoriale, am citit chestii de cum să scrii structuri și așa mai departe, adică am prins și un pic de knowledge. N-am mai scris călăutarul după ureche. Am avut o structură și... Na. Asta mi se pare super tare, lucrurile. Când îți place cu adevărat ceea ce faci, adică chiar începi să te dedici, da. Gen, nu e o necesitate, că ai fi putut să rămâi la plăcut, fel da. Mediocru sau... Ar fi mers și așa, să știi că ar fi mers și așa. Dacă aș fi dat-o în continuare așa, ar fi mers și așa. Dar gen, ai simțit să te îmbunătățești da. Și acum să mergi mai departe. Cumva eu văd asta ca un bridge, ca un pod, nu, ca o cale pentru ce vreau eu spre final, gen spre Hollywood. Știi? Adică am nevoie de parcursul ăsta și am nevoie să evoluez. Că dacă rămân... E pur și simplu procesul. Uite, da, exact. Cred că și tu l-ai pe Gary Vee. Da. Gen, el vorbește de fiecare dată despre chestia asta, procesul în sine. Și asta trebuie să înțeleagă foarte mulți oameni. Că drumul, că, gen. Da, trebuie să te îndrăgostești de drumul în sine, da, nu de nice. Destinație. Să treci prin toată chestia asta. Că destinația asta e... frumoasă, care te formează, te șlefuiește, te crește, te... Să vezi, nice, ce, da. Să vezi ce clickbait fac eu cu videoclipul ăsta. Radu ne povestește viitorul videoclip, mă, glumesc.
Poți să faci ce vrei tu, frate. Că de asta am și zis că dacă nu voiam, îți dai seama, nu-ți spuneați, nu pot, e secret. Dar mă bucur mult că ai răspuns la toate întrebările astea și cumva conversația chiar sper să dea valoare mai departe. Adică mi se Doamne ajută, chiar îmi doresc. Asta vreau să facem cu treburile astea. Frate, mulțumesc mult că ai venit la invitația noastră și... Să știți că noi o să continuăm să vorbim și după ce o să se oprească astea, dar nu o să mai auziți ce o să mai vorbim, îmi pare rău, asta e, până aici ați plătit. Da? De fapt n-ați plătit, e gratis. Să avem și acum un final, aș vrea să te întreb cam care moștenirea ta pe care ai vrea să o lași în urmă. Ce vrei tu să lași în urma ta prin munca asta? În momentul în care să zicem că, Doamne ferește, nu mai ești aici, cum o să-și aduc aminte lumea de tine? Cum o să-și aduc aminte? Să știi că nu m-am gândit niciodată, mă surprinde întrebarea ta. Chiar nu m-am gândit la chestia asta. Cum aș vrea să mă privească? Chiar citisem zilele astea o chestie într-o carte, să te imaginezi mort. Să te imaginezi mort în coșciug și toată lumea fiind așa în jurul coșciugului tău și ce ar vorbi, mă, oamenii aia despre tine? Ce ai vrea să vorbească oamenii aia despre tine? Și în funcție de ce ai vrea să vorbească oamenii despre tine, bă, aia trebuie să faci, știi? Și stau să mă gândesc că aș vrea, frate, chiar pe bune să pot să schimb ceva. Cumva mi s-a băgat în cap de mic că sunt prea mic să pot să schimb ceva, că o persoană n-ar putea să schimbe ceva și eu m-am înrăit atât de mult pe chestia asta și am zis, dar de ce să nu pot eu, mă, să schimb ceva? Eu chiar cred că pot să schimb ceva și chiar îmi doresc să schimb pe bune ceva ca și mentalitate, în primul rând în România. Mi-aș dori în primul rând în România să schimb, că probabil de asta m-am născut cu un scop aici, că altfel mă nășteam în altă parte, da? Și chiar mi-aș dori să pot să schimb ceva în mentalitatea oamenilor. Nu cred că am nevoie să-mi rămână mie numele, să trala. Nu, bă, vreau să fie un loc mai bun, cum ai zis tu. Vreau să fie după ce plec, chiar vreau să fie pe bune un loc mai bun. România și de ce nu planeta Pământ? Să sperăm că o să fie și așa, am mare încredere că așa o să fie. Da, mersi. Dacă ai încredere și tu mine, s-a mai pus încă unul. Dragilor, vă mulțumesc mult că ați rămas până la final. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Stan George Cristian și mulțumesc pentru vizualizare.